Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 3. Să continuăm. În episodul anterior am făcut niște părți secundare din joc, am niște artefacte, am descoperit niște chesturi, niște treasure-uri pe care le-am ciorit de bine înțeles. Iar în acest episod o să ne ocupăm de niște misiuni secundare, pentru că asta ne place. Și așa e frumos. Aha, să fiu un căcacios. Trebuie să dau și o remă, nu? Bun, prietenaș, mergem la Frontiersman. Exact cum am zis în episodul anterior. Noi nici am devenit încă asasin, voi vă dați seama, și suntem deja la episodul cu numărul 33? Da, 33 e ăsta. Și noi n-am devenit nici măcar asasini. Voi vă dați seama, încă nu suntem. N-am luat armura. Avem timp. Nu vreau jocuri, nu vreau. Nu vreau să mă joc cu tine, bro, 3. I'm not one for sailing, but I know it's out there. Some call it Kraken, others just a sea monster. They say it's 50 feet long if it's an inch, and it rolls ships for sport. Nu plac misiunile astea. You won't find me on the high seas. Searching for the beast. That's a guarantee I can give you, but it's a riddle that needs solving. Bun. Conversation în preajur orașului. Ok, trebuie să ascultăm o conversație. 0 din 3. Multe conversații. Hai să facem acest lucru și să vedem despre ce este vorba. Unde trebuie să ajungem? Nu văd nimic, nu văd nimic, bro. O, tu mă acolo sus, holy shit, man. Bine că pot să-i dau teleportation direct până acolo. Asta e foarte bine. Best travel. Oricum trebuie să găsim 10. De 10, acum le găsim alea, că nu sunt însemnate pe mapă. Trebuie să facem manevră, cred. Două le-am găsit, ăsta și cu ăla. Le-am găsit. Cândva. Da, prieteni, și să nu uitați că o să jucăm și DLC-ul acestui joc, are și un DLC. Și din câte am înțeles e super, super fain. DLC-ul. Jucăm și pe ăla. Bine, de acum fiecare joc are DLC-ul, are și 4, am văzut. DLC-uri. O să le cumpăr și pe ăla, nu nicio problemă. Păcat să joci jocul fără DLC. Așa ceva nu se face, brutării. Ia, avem aici o conversație în dreapta. Hai să mergem, că asta e mai aproape. Am văzut un bulangiu. No, trebuie să mă, vrea să mă vadă, dar nu se poate. Ce se putea să nu mă vadă, nenorocitul? Și cum? Dă-i să sacă. Ascunde-te, mitică, în căruțul ăla de acolo. Două secundele, prietenii. Cred că a venit cineva. Mi s-a părut că vine cineva, dar nu vine nimeni. Acum suntem în regulă. Deci unde trebuie să mă duc la ăsta? A, ce mă enervează căștile astea, că tot se trag încolo, bă, mă trage capul, ești prost? Așa putere are căștile, îmi trage capul. You seen the serpent?
You bet your arse I seen the serpent. Thing was horrifying. Where was it? Just out past the breakwater. Came up to the surface to have a look, then plunged right back down again. The parts I saw was 30 feet. Who knows how much remained underwater? Hmm. Ok, prima conversație am ascultat-o. Hai să mergem la următoarea. Jack say that old man that's always around when a beast appears. Jack say a lot of things. But it's B1, I believe. They say he commands the thing. Some old man ordering a kraken about. What a bunch of fluff. Then I mate. A lot of men I trust spin the same yarn. Ok, și mai e una. De ascultation. Bine, mai sunt două, da. You hear the serpent weaver died? The old thief's buried not far from here. Man was a polite. Good riddance. That old fellow people said called the kraken bought the farm not long ago. Nobody's seen the beast since. So it was true then? Didn't say that. Maybe you could ask his widow. She won't leave his grave. Bun, și cam asta a fost. Old lady. Hai să vorbim. Asta e bătrâna. You come to pay your respects. You're the first. He didn't have many friends. People just didn't understand. He was a good trader, good husband. I never wanted for anything. Ah, ăla era soțul, da. Ăla Kraken, sau cum n-ai mai zice, ai investigat de Trader Workshop. Monster of the Sea. Ia să vedem, că misiunea pare interesantă. Dar unde ar trebui să ajung aici? Aici e workshop-ul. Ia să vedem. Cine-i criminalul? Nu, mamă, dacă mi-ai zis, bea mi-era Jeleanu, să mă urmărea, uitați câte puncte roșii sunt dreapta, aia toți sunt milițini. Ești vreo ce în safe și era Jeleanu, să fugeam pe aici ca un spârnil. Nu știu de ce avem două quest-uri. Ah, aici am înțeles frontier și asta. Ce e asta? Ce e manevra asta? Mâncați așa. Am rezolvat misterul, că am găsit asta? Cred că ceva submarin, da, e pentru... Uh-huh. Da, nu, asta a fost misiune, gen, nu știu. Bine, trebuie să mă duc chiar să zic ceva, nu știu, așa, mai interesant. Ok. Interesant. Nu mi-a plăcut finalul. Bun, prieteni, o să mergem să continuăm cu misiunile la Frontiersman, să le completăm pe toate. Sunt vreo 3-4, cred. Am așa au fost și în sălbăticie, presa 4. Dar altcine le-am completat pe toate. Vom scăpa de ele, cum s-ar zice. După aia o să mergem cu misiunile curieratului. Am zis bine? Și vedem noi după aia ce mai facem. Prietenaș. Altair. Dracu vreți, mă, handicapaților. Ce vrem, handicapatule? Uite ce handicapat. Hai. What the fuck, man? Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați dați acolo un mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitic, toate cele bune, respect, pa, pa!